Rock Rider Este 120 este o bicicletă mountain bike de buget de la Decathlon, iar în videoul de astăzi mă voi lua cu ea la trântă. Nu vă speriați, este doar o figură de stil, de fapt o să iau bicicleta asta și o să o supun unor serii de mai multe teste care îmi trec mie prin cap și prin picioare câteodată. Dar mai întâi o scurtă prezentare. Bicicleta vine echipată cu o furcă de 80 de mm, frâne mecanice pe disc de 160 de mm, o transmisie 1x9 cu o foaie de 32 de dinți și o casetă de pinioane de 11x36 și cauciucuri de 27,5x2. Toate componentele sunt puse pe un cadru de aluminiu care vine în două culori. Înălțimea mea este 1,73 m, iar mărimea M este perfectă pentru mine și acum să vedem ce poate bestia. Primul challenge, să vedem dacă bicicleta asta poate să urce o pantă cu o înclinație maximă de 21%. Am pus pe cea mai ușoară viteză, am făcut 3 genoflexiuni și 4 rugăciuni rapide și i-am dat drumul la deal. La prima impresie, bicicleta pare să urce foarte bine, dar trebuie să ai și picioare. O condiție de altfel esențială în ciclism, pentru că e destul de greu de pedala cu mâinile. Deși această pantă este relativ scurtă, undeva la vreo 250 de metri, vreau să vă informez, dacă nu cumva ați observat deja, că nu am filmat-o dintr-o bucată. Și asta nu din cauza faptului că n-aș fi putut să urc, însă am preferat să vă prezint panta din mai multe unghiuri. Și uite așa te scoți când nu ești în formă. Ne aflăm acum pe cea mai abruptă parte a pantei. Încă 50 de metri și gata cu suferința. Am ajuns într-un final și în vârf și, acum lăsând gluma la o parte, bicicleta chiar s-a comportat foarte bine și m-a surprins într-un mod plăcut, deși nu este o bicicletă făcută în special pentru urcări de genul. Treaba cu urcatul este destul de relativ oricum, pentru că asta depinde foarte mult și de condiția fizică a persoanei care se dă cu bicicleta până la urmă. Eu personal mă declar foarte mulțumit, însă bineînțeles că nu ar fi rău ca ultimul pinion să fie puțin tel mai mare să te ajute și mai mult pe urcare. Și acum că am terminat cu cățărarea, am adus bicicleta pe terenul ei de joacă, și anume la pădure. Nu vă speriați însă, este doar o pădure locală, cu niște cărări destul de ușurele, nu suntem la Pana Brașov să facem downhill. Ne vom îndrepta atenția asupra furcii, unde observăm această rotiță care îți permite să o ajustezi după propria greutate. Așadar, dacă învârtim de rotița asta în partea dreaptă, adăugăm kilograme și dacă învârtim în partea stângă, scădem kilogramele. Am setat-o și eu la greutatea mea de 75 de kilograme și să vedem ce face. Sincer, sunt puțin ca sceptic, dar vom vedea. Momentan, furca pare să facă ceva, sincer chiar nu credeam că o să absorbă șocurile așa de bine. Acum bineînțeles că nici aici nu sunt nu știu ce obstacole, după cum am zis, sunt niște cărări destul de ușoare. Însă, asta nu ia deloc din creditul furcii care se descurcă destul de bine. Și acum, ca să tragem o concluzie după ce am rulat puțin bicicleta pe aici prin pădure, furca își face treaba cu brio și pare că această rotiță nu este aici doar pentru design. Primul lucru pe care l-aș schimba la bicicleta asta imediat după ce aș ieși cu ea din magazin ar fi aceste pedale de plastic. Nu pot spune pe o bicicletă oricât de low budget ar fi aceste pedale. Frânele sunt ok, însă nu vă așteptați la nimica excepțional. Atâta timp cât nu faci cine știe ce nebunii cu bicicleta, ar trebui să țină. Cauciucurile astea pe zăpadă par să se descurce excelent. Deci dacă ești nebun ca și mine și vrei să te dai iarna pe afară cu bicicleta, chiar ți le recomand. Bicicleta țopăie bine pe scări, nu pare să se dezintegreze.
să vorbim puțin și despre ce se află pe ghidon. Mașoanele astea sunt foarte bune, au un grip excelent. Bine, asta poate și de la mănușile mele care au o suprafață destul de aderentă. Manetele de frână nu prea mă dau în vânt pe ele, sincer. Trebuie să depui un pic de efort când apeși frâna, dar acum nu poți să le ai pe toate. Și acum să vedem puțin cum prinde frânele în caz de urgență. Hai că merge! Bicicleta mai vine și cu o sonerie foarte drăguță și utilă pe deasupra, cu care poți să alungi pietonii și mașinile parcate de pe pista de biciclete. Are și o mică luminiță aici în față, dar dacă vrei să te dai noaptea, eu sincer îți recomand să schimbi această lumină. Manetele de raiorului au aici în față un indicator care îți arată în ce viteză ești, iar căpăcelul ăsta de plastic se cam mișcă stânga-dreapta. Sincer, cred că îi sunt numărate zilele, dar oricum pare mai mult o problemă de estetică. Mie personal, indicatoarele astea de viteză mi se par la fel de utile ca pancizme. Ce mi-a mai plăcut este că tija deja are quick release și poți să-ți ajustezi șaua foarte ușor și rapid. Ambele roți vin și ele cu quick release, ceea ce e destul de mișto pentru că nu mai ai nevoie de scule extra când vrei să dai roata jos. Monoblocul pedalier pare destul de plăpând și subțirel la prima vedere. Cât timp am testat bicicleta, nu a dat semne de slăbiciune. Bicicleta mai are și niște monturi aici pe cadru care îți permit să atașezi un portbagaj sau apărător de noroi. Iar acum o să pornesc în aventura vieții mele și anume o să mă duc cu bicicleta la o tură de vreo 20 de kilometri cu peste 400 de metri de elevație. Sper ca zeul penelor să mă ocolească astăzi pentru că nu mi-a luat absolut nimic cu mine. Am deja vreo 5 km făcuți și până acum bicicleta pare să funcționeze bine, nu dă rateuri, nu bate nu troncă în vorba românului, schimbă bine, cauciucurile nu sunt deloc gălăgioase. După 6 km de pedalat, sunt răscumpărat din nou cu oricare, de vreo 1,5 km, cu o pantă medie de 7%. Momentan sunt pe vreo 8-9% și după cum se poate observa, în spate mai am un pinion disponibil. După cum era de așteptat, transmisia asta nu te prea ajută pe coborâre, dar dacă o să vrei să pedalezi la vale, o să arăți ceva de genul. Acum sunt pe o urcare de 3 km cu 7%, care este împărțită în două bucăți. Prima jumătate este mai ușoară și a doua jumătate este mai grea. Eu mă aflu acum pe jumătatea mai grea. Sunt pe ultimul pinion pe spate și deja încă mi-au făcut picioarele și sincer vă spun, nu m-aș fi supărat ca ultimul pinion să fie de 42 în loc de 36. M-ar fi ajutat mult mai bine aici pe urcarea asta grea, care mai e și lungă pe deasupra. Până la urmă, se pare că am supraviețuit acestei aventuri, bicicleta s-a comportat excelent și singurul lucru care mi-a lipsit a fost un pinion mai mare pe oricare. Însă, dacă locuiești într-o zonă mai plată, cred că rapoartele de viteză actuale sunt mai mult decât suficiente. Deci, este bicicleta asta mountain bike-ul suprem al tuturor timpurilor? Bineînțeles că nu, dar până la urmă, bicicleta asta livrează ceea ce și promite. Multă distracție la un preț accesibil. Ar putea Decathlon oare să îmbunătățească această bicicletă? Dacă mă întreb pe mine, da, bineînțeles. Nu m-ar supăra niște frâne hidraulice, pedale de aluminiu, un pinion mai mare în spate pentru urcări și cauciucuri puțin mai late. Însă odată cu aceste îmbunătățiri, cu siguranță că bicicleta ar costa mult mai mult decât costă acum și nu s-ar mai putea numi o bicicletă de buget. Nu mă înțelegeți greșit, până la urmă bicicleta asta este excelentă, mai ales dacă ești un începător în ale mountain biking-ului sau vrei o bicicletă pe care să o rulezi prin oraș, pe cărări mai ușurele sau de ce nu și la ture mai lungi. Sper că acest review v-a fost de folos și v-a ajutat în decizia voastră de a achiziționa o bicicletă și sincer nu m-ar supăra un like sau un subscribe și dacă te simți rebel poți să le faci și pe amândouă.